Cu toate că medicii au subliniat nu o singură dată, ci în repetate rânduri, riscurile la care se expun oamenii când merg la solar și transformă vizitele într-un obicei, aceste proceduri sunt încă întrebate. La fel, nu sunt recomandate nici celelalte modalități prin care ne bronzăm artificial. Care sunt efectele și ce boli putem căpăta, ne spune medicul dermatolog Diana Munteanu-Covilă. Diana, salut! Bună! Într-adevăr, cred că o piele bronzată, așa un pic arămie, este visul oricărei femei. Din păcate, nu suntem în vacanța anul împrejur ca să putem să beneficiem de această culoare în mod natural. Și atunci, multe femei apelează la solar. Este prima soluție, bănuiesc eu, și cea mai pe larg răspândită. Ce riscuri aduce cu sine vizitele la solar? Cum și ați menționat, cea mai răspândită, fiindcă este cel mai ușor să obții un bronz, da? Câteva minute și deja începi să capi culoarea dorită. Dar evident că fiecare mod ușor de a obține ceva aduce anumite riscuri. Și în cazul nostru, solarul are multe raze ultraviolete, ceea ce noi deja pe larg toți cunoaștem, că dăunează pielea noastră, deci face anumite modificări ADN-ului, ceea ce în cel mai rău caz poate duce la cancerul de piele și cel mai grav tip de cancer este melanomul. Deci, practic, noi vorbim despre faptul că dacă tu într-o vacanță, timp de o săptămână, capiți o anumită culoare a pielii, la solar mergi și timp de 5 minute obții același rezultat. Este evident faptul că tu primești o doză de soare mult mai rapid și concentrat. Da, o doză foarte mare și chiar studiile arată că undeva cu de 15 ori mai mare o doză, ceea ce noi obținem în mod natural la soare, da? Ceea ce unii spun că, da, ar fi ceva dozat, da, expunerea la solar și cred că nu ar aduce riscuri. Aduce riscuri, fiindcă este dozat, dar noi știm exact că este de 15 ori mai mult decât norma pe care noi o avem zilnic la expunerea la soare. Diana, dar există cumva, hai să zicem, o normă de a merge la solar? Adică există o doză care este mai puțin nocivă? Deci numărul de minute cât se expune persoana la solar depinde de fototipul pielei. Deci noi avem 6 fototipuri, cei cu piele foarte deschisă, cu păr roșcat, apoi cei care un pic, deci cei care nu se bronzează niciodată, ei doar se ard și apoi revin la culoarea lor, apoi cei care se ard, dar pe urmă capătă o nuanță de bronz, și celelalte persoane care se bronzează ușor, fără a se arde, deci în dependență de fototipul pielei, se selectează numărul de minute cât se permite de a se expune la solar. De obicei, pentru persoanele cu pielea foarte albă, asta este între 2-3 minute, iar pentru cei care se bronzează mai ușor, până la 4-5 minute se recomandă. Dar cât de des? Adică mergem în fiecare zi, pentru că eu, din câte știu, sunt oameni care merg practic la solar cum ar merge la magazin după pâine. Foarte greșit. Maximal, dacă și persoana merge la solar, se recomandă de a fi 2 ori pe săptămână pentru a reuși ADN-ul celular de a se restabili. Da? Deci noi, dermatologii, nu recomandăm și nu cred că să auziți vreodată un dermatolog care recomandă mersul la solar, dar dacă totuși persoana dorește să facă acest lucru, fiindcă nu este interzis, noi recomandăm doar de 2 ori pe săptămână. Diana, există vreo modalitate de a te bronza mai puțin ofensivă? De exemplu, există tot felul de creme, spray-uri, tot felul de proceduri în care ești practic vopsită cu bronz, cum place mie să zic. Ele sunt mai puțin dăunătoare? În unele cazuri mai puțin dăunătoare din cauza lipsei razelor ultraviolete, dar pot fi dăunătoare din cauza factorului chimic ce conțin aceste produse. Iar dacă noi, persoana este un tip mai alergic, o piele mai sensibilă, atunci poate căpăta chiar și o dermatită iritativă de contact sau până la o urticare, da? Deci o afecțiune destul de gravă în dermatologie. De aceea, nu pot spune că sunt binevenite, dar există deja alte riscuri care le exclude pe cele ultraviolete. Oricum este o alternativă mai sănătoasă, este din câte... Mai puțin sănătoasă, da, mai puțin nocivă. Există în general o alternativă sănătoasă? Sănătoasă este soarele natural pe care noi îl avem în expunerea la orele dimineții sau după ora 5 seara. Și cu factor ridicat de protecție solar obligator. Diana, documentând acest subiect, am aflat cu stupoare pentru mine, deși parcă le cunosc pe multe în viața asta, că există și niște pastile pentru a te bronza, adică care favorizează, nu știu cum, bronzul. Ce mai e și asta?
Deci acele pastile fac ca hormonul nostru, melanina, cel care produce culoare, să se secrete mai activ. Iarăși, este o stimulare, să spunem noi, forțată, ceea ce noi nu recomandăm de a forța organismul pentru a face acest fapt, fiindcă ce este melanina? Melanina, de fapt, este un semnal de alarmă ce ne oferă pielea noastră, că ceva nu e în regulă cu ea. Da? Deci, pentru că noi să cunoaștem că ceva nu e bine, ne uităm și vedem că ne-am bronzat. De aceea noi, prin pastile, stimulăm forțat organismul nostru să producă acest pigment, această culoare. Este dăunător? Pentru că există și pastile și știu că există și niște injecții care se fac în burtă, în stratul de grăsime, pentru a căpăta această culoare. Deci pe termen scurt nu este dăunător, pacientul nu observă această daună, dar pe termen lung acest efect se cumulează și da, deci iarăși produce leziunea ale ADN-ului. Având în vedere că există atât de multe metode, cum este solarul, cum sunt tot felul de creme autobronzante, cum sunt și aceste pastile și chiar injecții pentru a te bronza mai rapid, îmi dau seama că există probabil o problemă psihologică legată de bronz. Cum este explicată ea? Da, într-adevăr, se cunoaște în medicină astfel de termen, se numește tanorexia, deci persoanele care se privesc în oglindă și consideră că nu sunt suficient de bronzate, deși pielea are o culoare maronie și consideră că în fiecare zi e necesar de a se bronza. Deci noi recomandăm deja lucru cu specialistul și cu psihologul și cu psihoneurologul pentru că nu, aceste persoane niciodată nu ating satisfacția că da, ele m-am bronzat suficient. Da, m-am bronzat suficient. Corect. Apropo, o altă idee este, de exemplu, eu am observat pe mine și nu cred că am tanorexie, dar cam pe acolo sunt, pe aproape. Dar am observat că în copilărie, de exemplu, eu mă bronzam mult mai mult și eram mult mai maronie după expunerile la soare și acum nu mai primesc același efect. Această melanină, ea are cumva o rezervă în organism și în timp începe să se cheltuie? Nu are o rezervă, doar că parametrii pielii în perioada mai tânără sunt un pic diferiți, deci captează mai ușor aceste raze și astfel produce mai multă melanină și însăși producția de melanină scade. Dar e datorată doar vârstei, nu din cauza că ne-am bronzat mai mult în tinerețe și acum nu mai avem substrat. Adică este un proces fiziologic ce scade odată cu vârsta. Dacă e să vorbim despre bronzul natural în perioada estivală sau în perioada vacanțelor când mergem în țări mai calde când la noi este frig, există, nu știu, variante alimentare cumva prin care să stimulăm un bronz mai frumos, adică să ne bronzăm mai rapid? Pentru că știu la un moment dat că se recomanda să mâncăm caise și roșii pentru ca să avem un bronz mai frumos. Da, este adevărat, deoarece sunt produse alimentare care conțin mai mult beta-caroteni și în special astea sunt produse de culoare roșie-oranj. Da? Deci, morcov? Mâncă mult morcov? Da, morcov, caise, roșie, ați menționat perfect, fiindcă ei conțin beta-caroteni. Deci beta-carotenii sunt substanțele care potențează mai rapid efectul bronzului. La fel, recomandăm mult lichid, da? Deoarece pielea hidratată este mai puțin afectată de razele ultraviolete, pe când cea dehidratată mai repede are niște fisuri și aceste raze provoacă îmbătrânirea prematură. Ați avut în istoria activității așa cazuri când vin oamenii care au această tanorexie? Ați avut de-a face cu astfel de pacienți? Din păcate, da, dar problema este că ei se consideră absolut sănătoși și ei nu văd o problemă în modul lor de a frecventa solarul și ei consideră că când vor dori, atunci se vor opri. Dar, din păcate, nu este chiar așa și destul de dificil să-i însufli că e suficient timpul de bronz pentru că sunt anumite daune. Deci, practic, noi îi consiliem, dar decizia până la urmă rămâne după ei. Diana, îți mulțumesc foarte mult. Acum o să știm cum să potențăm bronzul și că solarul totuși nu este o variantă foarte potrivită. Mersi din suflet. Cu drag.